dat pe centru. Bizeu, același 6 folosit în ofensivă de Vili Mihaela. Humea se înalță și aruncă formidabil la Vincu. Splendid golul reușit de Javier Humea, cel mai bun om al câlpă de pe teren. Bizeu, Milošević se angajează, pivotul marchează cu un lob splendid. Foarte frumoasă faza de atac a steliștilor. Gârbovici a marcat. Foarte rar a fost. Din nou am auzit indicațiile celor doi antrenori. S-a reluat partida cu Steaua în ofensivă. Humea marchează. O acțiune personală a lui Humea, care l-a păcălit pe aruncare pe Heydar Idad. 3 goluri avans pentru Steaua. Minutul 23, schimbări din nou făcute de Ștefan Constantin, Sas și Banur. Humea, o partidă jucată aici în sala sporturilor din Chiajna, supervizată și de oficialii celor două echipe. L-am văzut mai devreme, vă spuneam, am văzut pe fosta Gloria Stelei, Vasile Stângă, care este și președintele clubului. Vicele clubului Dinamo, Maria Ștefan, este și el în diagonala sălii, prezent la această întâlnire. Misaui, portarul tunisian reintrodus în trebuturi de Ștefan Constantin în locul lui Heydar Idad. Humea marchează pentru Steaua. Bizeu ținută permanent în teren pe faza ofensivă de Mihaila, marchează Humea de pe inter stânga. Excelentă acțiune colectivă a Stelei. Foarte, foarte multe ori s-a părut că dinamoviști au fost surprinși de pasele rapide Mihaila și au reușit în aproape toate atacurile să pune om în valoare pentru a arunca la poartă. 7 metri iarăși spre disperarea lui Negru. El și Komogorov l-au blocat pe Humea pe această fază, iar arbitrii Belean și Sas dictează corect 7 metri pentru Steaua. Și în fața spaniolilor de la Leon și a celor de la Elveru, au scăpat fără gol steliștii la faza anterioară și au posesia. Acum Humea aruncă și înscrie. Javier Humea îl bate pe Saied Heydar Idad. Primele 6 minute de joc.